nu știu. Nu, e și la mine. Da, doar să nu colorați masă. Proiectul nostru își propune să ajute copiii să reducă din decalajul educațional. Voluntarii ajută pe copii în fiecare zi la lecții, astfel încât să aibă rezultate mai bune la școală și să se integreze mai bine în clasele din care fac parte. Există mai multe nevoi pe care grupul nostru vrea să le acopere. Pe de o parte, lecțiile, de care copiii au cu siguranță nevoie, și pe de altă parte, ieșirile, grupurile de creativitate. Copiii au șansa să socializeze, să povestească cu voluntarii, dar și să se implice în activitățile organizate de aceștia. Ei învață despre responsabilitatea față de natură și față de animale, dar și despre importanța curățeniei în mediul în care trăim. Activitatea noastră se bazează pe voluntariat. Când ai încredere, nu este greu să faci bine. Toți oamenii implicați în acest proiect participă deoarece cred că implicarea lor ajută acești copii să se dezvolte frumos. Cu donațiile strânse în anul 2022 de la Brașov Heroes, am reușit să închiriem un spațiu al nostru și să organizăm activitățile educaționale ale copiilor. Avem nevoie în continuare de resurse materiale pentru a putea continua proiectul și pentru a-i ajuta pe acești copii să descopere lumea. Dorim să alergați pentru noi, atât cei care ne-ați ajutat anul trecut, dar și cei care ați descoperit despre proiectul nostru și vreți să vă implicați. Aceste donații vor fi folosite pentru a acoperi costurile locației în care desfășurăm activitatea, dar și pentru viitoare proiecte. Spre exemplu, ne dorim să achiziționăm un autobuz cu care să-i transportăm pe copii în excursii sau în alte localități pentru a merge la școală a doua șansă. Ne dorim ca acești copii să cunoască lumea, să facă un pas în afara mediului în care trăiesc, să cunoască oameni noi și să învețe de la aceștia. Copiii vin cu plăcere la Casa Bună, voluntarii sunt implicați și prietenoși, ei îmbină jocurile cu lecțiile pentru a face activitățile mai atractive. S-a creat un sentiment de familie, copiii îmbrățișează des, își exprimă emoțiile și afecțiunea față de ei. Dacă acest proiect s-ar închide, ar fi un impact mare la nivel emoțional pentru copii, pentru că Casa Bună este pentru unii o oază de liniște, iar pentru alții un loc unde poate să învețe. Vă invităm să donați și să alergați pentru proiectul nostru. Puțin câte puțin, mână de la mână, vom reuși să facem o schimbare extraordinară în lumea aceasta. Putem crește oameni educați și responsabili. Efectele se vor vedea în timp, dar vor fi reale. Dacă sprijini proiectul nostru, te așteptăm să donezi, să alergi sau să fii voluntar, pentru că, da, este nevoie în continuare de oameni buni în Casa Bună.